Un proiect imobiliar gândit fără infrastructură îi nemulțumește pe cei care s-au mutat acolo. Se întâmplă în sectorul 6 al capitalei, unde vechiul primar a avizat un bloc de 10 etaje fără drum de acces. Iar noul primar caută acum soluții pentru familiile care stau de câțiva ani fără trotuar și fără trecere de pietoni. Iată ce a mai descoperit inspectorul Pro. Sute de familii care locuiesc în acest bloc din sectorul 6 al capitalei își pun viața în pericol ori de câte ori ies din casă. Și asta pentru că imobilul în care stau nu are niciun trotuar care să-i pună la adăpost de traficul infernal de pe bulevardul Timișoara. Priviți cum această femeie caută disperată câțiva centimetri pe marginea carosabilului ca să străbată zona. Și toți fac la fel. Bună ziua, ce faceți? Încerc să ajung la stația de tramvai, încerc. Locatarii trăiesc acest coșmar de 4 ani, timp în care nicio autoritate nu i-a băgat în seamă. Copiii noștri la școală așa merg în fiecare zi. Dacă strânge unul din ăsta pe lângă tine... Da, și ai un cărucior cu un copil. Dar ne și claxonează, pentru că în mod normal vezi. Nu ai voie să faci așa ceva, e o imprudență totală. Deci 300 de persoane din acest bloc în fiecare zi încalcă legea pentru că nu au de ales. Când v-ați mutat, ați văzut povestea asta de aici? Da, încă se mai construia atunci, am zis, hai că urmează să fie. Dezvoltatorul ar fi trebuit mai întâi să facă un drum de acces cu trotuar pentru pieton și apoi să vândă apartamentele. Cum asta nu s-a întâmplat, autoritățile ar fi trebuit să-l controleze și să-l oblige să realizeze pe banii săi accesul locatarilor către imobil. A mers cu camera ascunsă la sediul societății. Ne-a întâmpinat contabila firmei care a recunoscut pericolul la care se supun oamenii. Se merge pe carosabil. Te bușește pe un șofer de nici nu știi de unde te-a lovit. E foarte periculos. Da, știu. Și nu se face nimic? Am înțeles că totuși se va face un drum de trecere, dar nu știu când, cum și ce fel. Aparna. Era o intrare pe aici, prin gard, pe la vecinii ăștia. Dar vă dați seama că nu e normal să ții un apartament și să intri prin vecini, să ieși la drum prin vecini. Da, în momentul în care au venit și au văzut, și-au asumat. Exact. Drumul improvizat trece prin curtea unui depozit unde locatarii sunt tolerați momentan de vecinul lor. Se iese în Valea Oltului, nu? Am înțeles. Echipa de la inspectorul Pro l-a chemat la fața locului pe Radu Hoarță, directorul tehnic al administrației străzilor, care avizează înființarea căilor de acces. Acesta a fost cutremurat de calvarul prin care trec oamenii. Vedeți cum e? Deci, efectiv, senzația e că nu mai rămâi întreg pe aici. Pe unde mergem noi acum este punct criminogen dacă vrem să o luăm pietonal. I-am cerut dezvoltatorului în mai multe rânduri un punct de vedere oficial. Până la ora difuzării materialului, a refuzat interviul. Iată cât de simplu s-ar putea rezolva problema. Hai să spunem 1.30 aici. Deci, de aici până aici să fie trotuar, nu? Da. Și din poziția în care ne aflăm noi, se va genera trecerea de pietoni. Deci, domnule, se poate. Trebuie să existe numai voință, nu? Da. E vorba de punerea în siguranță a pietonului. L-am invitat la fața locului și pe primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu. Autorizația de construire a acestui bloc a fost semnată în 2008 de fostul edil Cristian Poteraș. Ciucu ne-a confirmat ceea ce bănuiam. E normal să dai o autorizație de construire așa, fără drum de acces? Este evident că s-a dat aiurea. Acum ce poți să faci? Să mă duc să-i dărâm blocul? Eu am posibilități să îi constrâng pe ăștia. Eu îi dau aici niște amenzi de trup în fața terenului lor. Cristian Poteraș a fost primar timp de 2 mandate la sectorul 6. Am încercat să-l contactăm, dar nu am reușit până la difuzarea reportajului. Fostul edil a ieșit anul trecut din închisoare după ce a executat 5 ani de detenție pentru retrocedări ilegale de terenuri.